Bună și bine v-am regăsit! Astăzi avem energie, multe parfumuri și soare și vreau să vă arăt aici o cutie pe care am desfăcut-o, dar parfumurile nu le-am desfăcut. O să le descoperim împreună. Este un pachet de pe Dubai Collection și vreau să vă spun că dacă nu v-ați uitat în ultimul timp pe site, au parfumuri noi și produse de îngrijire. Găsiți niște seturi foarte drăguțe și la prețuri foarte bune. Mă gândesc că sunt potrivite de făcut cadou în luna martie. Și noi o să descoperim parfumuri astăzi împreună. Dar înainte de toate, dacă faceți cumpărături pe Dubai Collection, am un cod pentru voi, CC05. Va aduce un mic discount, dar zic eu că orice discount este binevenit. Și folosiți-l dacă aveți nevoie de el. Iar noi, astăzi, descoperim aceste parfumuri. Așa arată coletul, așa a venit el, doar l-am deschis. Și o să încep cu un parfum de care sunt foarte curioasă. Sunt niște parfumele noi pe Dubai Collection, au 80 de ml și sunt la un preț foarte bun, 65 de lei, ceva de genul. O să vă scriu pe ecran prețurile pentru că nu mai țin minte. Dar acesta este Gourmandise, cred că sunt parfumuri franțuzești și uite, au 93% ingrediente naturale. Acesta are zmeură, vată de zahăr și vanilie, ce poate să fie mai delicios? Și de la acest brand am văzut că mai sunt parfumuri cu vanilie, parfumuri cu ylang ylang, ambră, patchouli, deci găsiți mai multe. Dar acesta este cel gurmand, cu o bomboană pe cutie. Și haideți să-l deschidem. Așa arată și pe spate. Mă gândesc eu că o să fie un parfum gurmand. Pe acesta și l-a cumpărat și Mihaela și am văzut că era încântată de el. Dar haideți să vedem și noi care este treaba cu acesta. Îmi place cum arată sticla. Are lichidul așa roz și chiar arată bine. Foarte bine. Este o sticlă simplă și ce-mi place foarte mult, dacă vă uitați voi la sticlă, pe etichetă, vedem așa prin sticlă toate detaliile despre parfum. Interesant. Știți că eu am descoperit și parfumurile de la Twins, care au fost la prețuri, care sunt la niște prețuri foarte bune și pe mine m-au cucerit și zic eu că vreau să încerc și aceste parfumuri, poate mai încercăm și altele. O da, Doamne, cât de bine miroase. Da, miroase a bomboane. Da, mi-a zis și Mihaela că i s-a părut și ei că mirosea bomboanele acelea pe care le mâncam noi acum ceva timp, cu roșu și alb, dar da, o bombonică. Chiar este un parfum gurmand, îmi place, este în același timp și proaspăt, așa, parcă destul de zemos, să zic. Mi se pare potrivit pentru perioada asta, nu mi se pare un parfum așa foarte dens și vanilat pentru perioada rece, mi se pare versatil. Încă o dată, vă știți că eu pot să duc foarte multe parfumuri prea dulci, poate pentru unele persoane, dar acesta mi se pare destul de transparent, așa aș putea spune. Deci cu acesta ne-am lămurit, miroase un pic, dacă mă gândesc bine, și a Chupa Chups cu căpșuni și frișcă, ceva de genul, cu fructe roșii și frișcă. Mai sunt și acum acelea, cred că mai sunt și cele cu frișcă și căpșuni sau frișcă și zmeură. Oricum, miroase a bombonele, este un parfum foarte frumos, dacă vă plac parfumurile gurmande și chiar are un preț ok. Și haideți să trecem la următorul, despre care eu am găsit foarte puține informații, m-am uitat și eu înainte. Atunci când îmi aleg parfumuri, mă uit foarte mult pe internet să văd cum sunt parfumuri care mă tentează sau cum li se pare și altora. Și am găsit mai puține informații despre acest Autobiography, gama aceasta de la Paris Corner. Parfumul se numește Oh Boy. Este marketat ca și unisex pe Dubai Collection, însă am văzut că pe alte site-uri acesta ar fi
un parfum pentru bărbați, dar haideți să vedem. Oricum este unisex, după câte am văzut eu. Și hai să-l desfacem și pe el. Așa arată cutia și scrie aici pe cutie că aceasta ar fi o serie de nișă și chiar sunt super curioasă. Este foarte lăudat parfumul acesta pe site-urile de afară, de la noi. La noi nu prea l-am văzut. Oh my god! Deci sticla asta arată așa de rege. Are capacul acesta, care să știți că mie îmi place. Chiar mi se pare o sticlă foarte frumoasă, este subțirică așa. Și acesta are 50 de mililitri. Foarte frumoasă sticla, chiar îmi place mult de tot. Nu mă judecați, îmi place așa cu coroană. Arată bine, zic eu. Și îmi place că, deși are capacul acesta, sticla este foarte simplă. Așa arată ea. Și este mai subțirică, așa. Deci mi se pare chiar finuță și chiar drăguță. Chiar arată foarte bine. Ca și note avem în acesta citrice, lămâie și bergamotă în deschidere, în mijloc avem iasomie, lăcrămioare și fructe și în bază avem paciuli, ambră și mosc. Da, da, da. Sună bine, sună bine. O combinație de fructe, flori, ambră, ce mai avem? Mosc, paciuli, hai să vedem. Da. Se simte în deschidere un miros de citrice și foarte bine simt lămâia. Dar este un miros natural, chiar este natural. Nu miroase a fructe bombonicioase sau ceva. Ia să dau eu pe piele, pentru că mi se pare că începe să se dezvolte foarte frumos. Wow, ce pulverizator frumos, ia să vedem. Îmi place. Îmi place. Da, mi se pare un parfum foarte potrivit pentru perioada caldă și chiar nu mă așteptam ca deschiderea să fie atât de naturală. Dar miroase chiar în deschidere, miroase a lămâie și bergamot, se simte un pic așa cum ar veni un miros de lime. Și vreau să-l las pe piele, o să mai dau puțin să-l am aici. Trecem la următorul și eu o să revin la el să vedem cum se usucă. Deschiderea îmi place mult de tot. Chiar este un parfum proaspăt, fructat, citric. Îmi place, îmi place. O să revenim imediat la el, dar îl lăsăm aici deoparte. Înainte să trecem la următorul parfum, vreau să menționez faptul că acest parfum nu este o clonă. Este cu ADN original și v-am zis că face parte din gama de nișă de la Paris Corner și da, acesta nu este clonă după un alt parfum. Dar trecem mai departe după un parfum care este inspirat de parfumul Back to Black de la Kilian și acesta se numește Double Black by Pandora Scents. Așa arată el. Este o cutie simpluță și știu că este un lemnos. Are miere, tămâie, cedru. Cutia și haideți să vedem parfumul acesta. Are și el 50 de mililitri. Mie îmi plac foarte mult sticluțele acestea mai mici. Deci Double Black de la Pandora Scents. Este negru. Neagră este sticla, dar lichidul este transparent. Și haide să-l testăm și pe acesta. Arată foarte bine. Sticla simplă, de data aceasta neagră. Are și el un pulverizator destul de bun. Oh my god! Se simte foarte bine mierea. Dar
acesta, deși am ieșit din zona mea de confort, să zic așa, și am ales ceva mai greuț, să zic, acesta chiar îmi place mult și este un parfum dulce cu multă miere. Wow! Foarte frumos miroase. Foarte frumos, este un parfum unisex, e puternic, e intens, dar mierea este foarte bine în evidență. Este un parfum lemnos, mieros, dens, întunecat, să zic așa, un pic, dar cumva seducător în zona aceea. Foarte frumos, chiar îmi place. O să-l dau și pe el pe mână, la fel o să revin și la el să văd cum se dezvoltă. Wow, pe piele miroase și mai bine, sincer. Foarte puternic este parfumul acesta. Știu că voi mai cumpărați de pe Dubai Collection și chiar sunt curioasă dacă l-ați testat pe acesta și cum vi se pare. Este puternic, da, este un parfum impunător, puternic, mai întunecat, dar din toată întunecimea asta iese mierea dulce. Foarte multă miere. Și îmi place. Chiar miroase super bine. Double Black by Pandora Sense și pe acesta îl găsiți la un preț destul de bun, o să vă pun prețul pe ecran. Și haideți să vedem ce mai avem aici în cutie. Mai am un parfum și o cremă de mâini. Crema de mâini am ales-o pentru că este cu Pina Colada, mie îmi place foarte mult Pina Colada, are și ambalajul acesta foarte drăguț, dar e bună de vacanța de vară, de vacanță la mare. Și este de la Accentra, v-am zis că găsiți mai multe produse pe Dubai Collection, găsiți și deodorante și spray-uri de cameră, o grămadă de produse. Mi-am ales eu crema asta de mâini și vreau să văd cum miroase, pentru că îmi place mirosul acesta de Pina Colada. Ia să vedem. N-aș vrea să acopăr parfumurile. Nu simt cocosul, da. Nu simt cocosul, simt un miros de cremă, dar nu aș putea să zic că simt miros de Pina Colada, cum știu eu, mirosul. Pina Colada este cu ananas și cocos, dar aici nu simt asta. Poate doar un iz de ananas, dar nu e. Mirosul, în schimb, este o cremă hidratantă și mai mult pentru asta am luat-o, pentru că eu am mâinile foarte uscate de obicei și văd că intră repede în piele și hidratează, dar nu este chiar Pina Colada, ce să zic. Și haideți să vă arăt și ultimul parfum pe care nu o să-l deschidem, pentru că este vorba despre Dia. Știți că eu am avut acest parfum pe care l-am făcut cadou unei doamne de aici, care mă urmărește, și am vrut să-i fac o bucurie și pe acesta l-am luat pentru că la fel vreau să fac o bucurie și în luna martie cuiva și pe 1 martie voi alege o persoană către care să plece acest Dia de la Twins. Știți că mie îmi place foarte mult Dia, îmi place și Mojo. Sunt aceste parfumuri de la Twins care pe mine m-au cucerit și am ales unul. Sinceră să fiu, aș fi vrut să aleg Mojo, dar nu mai este pe stoc, știu că lumea îl caută și de aceea voiam să-l aleg, însă și Dia este unul minunat, seamănă cu Casablanca, un parfum foarte iubit și are și un preț foarte, foarte bun, așa că pe acesta eu o să-l ofer pe 1 martie, o să anunț o persoană în clipurile mele, bineînțeles, către care va ajunge acest parfum și știu că o să mă urmărească, pentru că acesta va ajunge către o persoană care este alături de mine, care mă susține și care apreciază clipurile mele de pe YouTube. Și cam atât despre Dia. Pe Dia o să-l descoperiți chiar voi. Așa, să trecem puțin la autobiografii. Da. Deci se usucă atât de frumos, are deschiderea aceea citrică, naturală, fresh, proaspătă, ca o limonadă, să zic așa, neîndulcită mai mult, și apoi se îndulcește
și are un miros, un miros fructat, floral, dulce. E așa o combinație foarte plăcută și îmi place parfumul ăsta de mor. L-am văzut și la Raluca și l-a luat acum ceva timp. Am văzut clipul ei și chiar pusesem comandă și spunea și ea că este unul foarte frumos și m-am bucurat tare mult că l-am comandat. Din păcate am văzut că nu mai este pe stoc acum, în momentul acesta, pe Dubai Collection, dar mai sunt variantele, acelea de 10 ml, 5 ml. Trecem și la Double Black, să vedem cum se simte pe piele. Da, foarte frumos este și acesta. Sinceră să fiu, mă așteptam să fie ceva prea puternic pentru mine, dar nu. Este un parfum armonios, seducător, întunecat și dulce în același timp, îndulcit de miere. Frumos parfum, foarte frumos, îmi place mult de tot. Clar este un parfum pentru, îl văd eu în perioada asta mai mult seara, îl văd în perioada rece potrivit. E miros, e dulce, e plăcut, e bine făcut. O să mai revin la parfumurile acestea, să văd cum se dezvoltă pe mine, să văd cât persistă. Haideți să vedem și acesta cum s-a dezvoltat aici pe cutie. Am dat, eu n-am dat pe piele, dar v-am zis că o să revin la ele. Gourmandis. Da, bomboane cu frișcă. Chupa Chups cu căpșună și frișcă. Nu este un miros de fruct, este un miros de bomboană. Deci puteți să vă duceți cu gândul și la zmeură și la căpșună. Și miroase super, super bine. Deci chiar îmi place foarte mult. Mi se pare că are un preț bun. Este 65 de lei, dacă nu mă înșel. Sunt parfumuri de făcut cadou în luna martie foarte potrivite, pentru că au și un preț destul de bun. Și voiam să vă mai zic faptul că nu trebuie neapărat să cumpărați unul gurman. Dacă aveți de făcut cadouri, puteți să vă îndreptați către cele cu vanilie sau ylang ylang, pentru că este o floare mai tropical așa. Și am văzut și ambră și patchouli. Vă îndreptați către ce vreți voi, dar chiar dacă este un parfum gurmand cu aroma așa bombonicioasă, mi se pare foarte proaspăt în același timp. Îmi place mult de tot și acesta. Vreau să vă zic că am avut un unboxing genial. Deci chiar am comandat de data aceasta parfumuri care îmi plac la nebunie și cam de fiecare dată descoper pe Dubai Collection parfumuri care mă dau pe spate, sinceră să fiu. Dar vreau să vă zic că Oh Boy mi se pare minunat, minunat pentru vremea mai caldă, iar acesta pentru vremea mai rece este superb, superb. Și știți că eu nu sunt cu parfumurile foarte întunecate sau foarte puternice, buzii, pieloase și așa mai departe, dar acesta îmi place. Îmi place pentru că este miros foarte frumos. Foarte frumos și, bineînțeles, parfumurile gurmande, care știți că îmi plac foarte mult. Dia va ajunge la una dintre voi în curând și vreau să vă spun că așteptați-vă la reduceri în luna martie, la începutul lunii martie pe Dubai Collection vine un val de reduceri, așa că fiți cu ochii pe site-ul lor, pe Dubai Collection, și folosiți și codul CC05 dacă aveți nevoie de el. Vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut acest clip. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, pe mine mă găsiți și pe Instagram, găsiți toate detaliile în descriere, o să vă pun detaliile și cu aceste parfumuri și noi ne vedem în curând cu un video nou. Vă doresc o zi frumoasă și v-am pupat! Pa, pa!